Povestea consilierilor excluși din PPDD care și-au pierdut mandatul și apoi l-au recâștigat în instanță este veche și părea a se fi lămurit. Mai exact era vorba despre mandatul lui Florian Velicu, cel care a obținut o hotărâre judecătorească definitivă prin care și-a recâștigat locul în Consiliu. Luând act de această decizie a justiției, consilierii revocau, într-o ședință anterioară, hotărârea prin care era validat Dumitru Gărgărea, cel care îl înlocuise pe Velicu. Se părea că situația s-a clarificat, numai că nu a fost deloc așa. Și asta pentru că prefectura a atacat în contencios hotărârea de revocare a lui Gărgărea, așa că la ședința de joi au fost prezenți și Velicu și Gărgărea. Aveți în față o comunicare a prefecturii care ne face cunoscut faptul că hotărârea noastră prin care am revocat validarea domnului Gărgărea în ședința anterioară a fost atacată în contencios administrativ. Situație în care, conform legii, Constituției de fapt, hotărârea este suspendată de drept. În această situație rămâne valabilă validarea. Legea ne oferind soluție pentru așa ceva, nu putem împiedica participarea domnului Gărgărea la ședință, așa cum nu am împiedicat participarea domnului Velicu în octombrie într-o situație similară. Evident, au început discuțiile și controversele. Infracțiunea asta de nerespectare a hotărârii judecătorești, inclusiv... Care hotărâre judecătorească e nerespectată? Aceea prin care a fost repus în drepturi domnul Velicu. Păi dar nu am respectat. Noi am respectat-o, doamna? Nu, domnul primar zâmbește. De dreptul dumneavoastră se zâmbească. Eu vorbesc de doamna prefect. Eu zic că nu vii și nu vă interesează. Și împiedicarea punerii în aplicare a unei hotărâri este tot infracțiune. Dar e problema, nu e problema noastră. Este și un abuz de drept, dar să nu fim noi cei care favorizează, care încurajează pe doamna prefect să se pășească astfel de fapt. Să nu știi de mult inutil. Dacă funcționăm cu plus 1, care este problema? Cu plusul de vedere, niciunul n-ar trebui să participe. A, bine, asta este soluția extremă pe care și este soluția corectă. Da. E corectă, dar e sigură. Dar fi soluția extremă pentru siguranță. Dar nu putem... Nu, legală. Lăsați-mă să spun și eu despre ce este vorba, pentru că mă vizează în mod direct. De fapt, nu mă vizează în mod direct această situație. Este o problemă pe care doamna prefectă a suplimentat pur și simplu Consiliul Local prin un membru. Ce se întâmplă? Instanța, am avut termen la instanță pe data de 27, luna trecută, unde instanța trebuia să se pronunțe privind anularea hotărârii de validare a Consiliului Local pe numele Gărgărea Dumitru. La acel moment, jurista primăriei a venit în fața instanței și a spus că s-a reglementat situația de către Consiliul Local și ca atare depune hotărârea pe care noi am dat. În felul ăsta, instanța constată că rămâne fără obiect anularea hotărârii lui Gărgărea. Hotărârea mea definitivă nu are nicio legătură cu situația asta. Eu am mandatul meu reluat în momentul ăsta. Domnul Gărgărea este al 21-lea consilier fără mandat. Deci, ca atare, votul meu este perfect egal, votul domnului Gărgărea poate fi atacat de oricare dintre noi, oricând. Deci se poate deschide o acțiune în instanță, prin care se poate solicita ca toate hotărârile la care participă domnul Gărgărea să fie constatate că sunt nule. Ele sunt nule oricum dacă noi acceptăm situația asta în vicul. Disputele au rămas fără rezultat. În ciuda avertizmentelor, ședința a început, s-au aprobat procesele verbale din ședințele anterioare și chiar s-a votat și modificarea ordinei de zi. Situația însă nu se lămurise. Am și eu o întrebare, dar domnul secretar, până la urmă, cum rămâne? Cine votează dintre cei doi părăși? Sunt toți, cum am votat și în octombrie, și domnul Velicu, e aceeași situație. Și domnul Velicu? Nu mă lămurești și domnul Velicu și domnul Gărgărea? N-am motiv, n-am argument legal să spun să nu votez. Am înțeles. Adoptea niște hotărâri, nu le păcat să le mai spun. Doamna, consilier, lăsați-o să vorbim, nu le-a spus. Dacă cineva le va atacua și voi... Soluția este că noi ședința asta va fi declarată nulă. Domnule, este doctor,
materiale care... Domnul Spoian, mă rog să știți dumneavoastră. Vă atunci. Dar a trimis să trimit, că domnul de dacă se va pune vreodată problema pe un vot la o hotărâre, atunci se pune problema la așadar, ședința a continuat, proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi au fost dezbătute și, în mare parte, aprobate. Cât de legal, rămâne de văzut, în condițiile în care toate aceste hotărâri au fost votate atât de Florian Velicu, cât și de Dumitru Gărgărea.